Iată-ne din nou aici în studio pentru o discuție pe marginea unei noi cărți născute din articole publicate pe site-ul Contributors. Cartea se numește Dosar Stalin, Genialissimul Generalissim și are doi autori, pe profesorul Vladimir Tismăneanu și pe cercetătorul și politologul Marius Stan. Să începem prin a explica titlul cărții. De ce Genialissimul Generalissim? Păi, da, e de fapt titlul unui articol în care a apărut aici pe Contributors și spunem de la început că fie că o vrea, fie că nu, Lucian Popescu este complice în acest proiect și de aici au apărut toate articolele sau cele mai multe din articole și a fost, de fapt s-a născut în martie 2013, la 60 de ani de la moartea lui Stalin, a început cu o serie de articole și în final s-a transformat într-un dialog între Marius și mine și așa a prins ființă volumul. Genialissim pentru că i s-a spus tot timpul geniul omenirii progresiste lui Stalin, evident. Farul cunoașterii umane, prietenul copiilor, Pleșul de la Kremlin. Pleșul de la Kremlin, există chiar și motoul pe care o să te rog să-l citești tu, motoul cărții, tot așa prezentat în pagina reviste online Contributors și Generalissim pentru că, de fapt, e un joc toată chestiunea. Ulterior aveam să constat că termenul genialissim apare într-un roman al scriitorului disident sovietic, acum rus, Vladimir Voinovici. Deci, poate că era undeva în subconștientul meu și citisem cu ani în urmă și personajul de referință la genialism. Am făcut o căutare să văd cine a mai spus genialism. Dacă este găselnița mea sau găselnița noastră și am văzut că Vladimir Voinovici. Deci, și cum în cartea respectivă Marius Stan e prezent cu texte despre dizidență, cred că undeva ceva în chip secret și inefabil S-a s-a sedimentat. Dar poate citești tu, Marius, chiar motoul cărții, care este într-un poem celebru al lui Osip Osip Mandelstam. Mandelstam, da? Spune așa: viețuim, dar sub noi țara tace mormânt, când vorbim nu se aude măcar un cuvânt, iar când vorbele par să se închege puțin, pomenesc de pleșul urcat în Kremlin. Deci despre Pleiești urcat în Kremlin e vorba în cartea aceasta. E vorba și mare parte din carte e dedicată revizionismului marxist. Este Horia Roman Patapievici vă întreba de ce nu a existat revizionism marxist în România și cred că ați răspuns la această întrebare în cuprinsul cărții. Aș vrea să întorc cumva întrebarea pe dos: au existat măcar oameni care să-l fi citit cu adevărat pe Marx în România? Adică știu, edițiile din opere complete al lui Marx erau deseori cenzurate, erau scoase pasaje. A existat marxiști autentici? Păi, eu cred că de fapt asta este și sensul dialogului care deschide cartea între Marius Stan și subsemnatul, pentru că după 20 de ani, iată, cu Horia începea prietenia exact acum 20 de ani, cred că era la începutul NEC-ului. Da, avem 20 de ani în NEC și ne-am Se întâlnit chiar în foarte prima bine. clădire a NEC-ului, iată, exact pentru cei care ascultă, New Europe College, ca să fie lucrurile clare. Și prima întrebare pe care mi-a pus-o Horia a fost exact ce spuneați mai devreme. Deci eram la un bistro ATN sau nu știu, și ne pregăteam salatele și în loc să-și aleagă salata, pe Horia Patapievici îl frământa de ce n-a existat marxist revizionist în România. O întrebare care nu mă așteptam de la el, știam ce scrie, zic, dar pe tine te preocupă chestiunile astea? Zice, sigur, am citit Tânărul Lucaci, niciodată nu a mers în și după ani de zile am constatat că nu numai Horia Patapievici citise, ceea ce unii consideră că este un moment de pierdere a timpului să citești Tânărul Marx, dar de pildă vorbeam cu Doru Baconschi la un moment dat, că își spunea că în perioada inițială, clasa 11-12, vrea să dea la filozofie și că e perioada când a citit foarte, foarte atent, de pildă, manuscrisele economico-filozofice ale lui Marx. Dacă să răspund la întrebarea dumneavoastră, care este și întrebarea lui Marius, care deschide, de fapt, dialogul nostru transatlantic, el era la Cracovia și eu eram la Washington și discutam despre Muzeul Insurecției și despre orașul socialist, Nova Huta și așa mai departe. Marxiști au existat fără îndoială. Dacă au existat marxologi, asta ar fi răspunsul, foarte puțin. Au existat câțiva, dar oameni care să-i consideri cu adevărat specialiști
deopotrivă în textul, în textele sacre, să le numim, ale lui Marx și în marxologie, deci în toată exegeza post-marxiană, deci în marxologie se face distinția, nu, între ce a spus Marx, și astea sunt textele marxiene, pe urmă, în textele marxiste, în care intră toată vulgata post-marxistă, inclusiv Stalin, Kautsky și toți interpreții, hermeneutica post-Karl Marx, și în fine marxologia, în care să-l încadrăm, de pildă, deci Kolakowski, să luăm cazul lui Leșe Kolakowski, el pleacă ca filozof marxist, rupe cu marxismul tradițional și devine marxist revizionist în la mijlocul anilor 50 și prima perioadă anilor 60, devine treptat socialist democratic și lărgește paleta dincolo de Karl Marx în direcția marilor gânditori ai stângii democratice internaționale și umanismului în genere, recuperează tradiția ereziarhă din istoria creștinismului, are cartea Creștin fără biserică despre marile erezii anabaptistă și așa mai departe medievale, deci intră într-o altă direcție și pe urmă ajunge la post-marxism și în final la antimarxism. Deci este un drum pe care noi, din păcate, nu l-am avut. Nu cunosc o figură importantă a gândirii politice, metafizice românești care să fi făcut acest parcurs. Dacă existau specialiști în Marx, sigur, Ion Ianoș era un specialist în Marx, Nicolae Tertulian era un specialist în Marx, știu eu, Breter Gheorghi de la Cluj era un specialist în Marx, Gal... Tot grupul de la Cluj, în jurul liber. Henri Wald, despre care Ricu Wald, despre care vorbim în carte și care, sigur, ei își pun pecetea în evoluțiile unora dintre noi, adică fără îndoială, de pildă, oameni ca Tudor Bugnariu, Ion Ianu și Nicolae Tertulian au un rol, cel puțin în formarea mea, dar să o luăm în formarea cuiva care, în mod cert, n-a fost niciodată marxist și nici în mod deosebit atras de marxist, dar care a scris foarte frumos despre Henri Wald, mă refer la Gabriel Liceanu, care în cartea lui, de exercițiile lui de admirație, Wald este unul dintre cei care scrie, despre care scrie foarte frumos. Ori, de pildă, tot la Gabriel Liceanu, este formidabilul portret al lui Imre Tot din Dragul meu turnător, care Imre Tot era marxist, nu știu dacă era marxist, dar fusese comunist și încă ce comunist, adică un om care crezuse total în utopia comunistă și cred că și în utopia marxistă, că pentru că era un om foarte, foarte serios. Eu l-am văzut doar când ținea de concursurile de istoria matematică la Facultatea de Filozofie, nu l-am, părinții mei l-au cunoscut, eu nu pot să zic că l-am cunoscut pe Imre Tot, a plecat repede din România, dar portretul pe care îl face domnul Liceanu în Dragul meu turnător este unul dintre cele mai interesante care le avem în ultimii ani despre un intelectual marxist în România comunistă, nu? Să vorbim, spuneți în introducerea cărții despre faptul că luptele politice din interiorul comunismului mondial erau competiții hermeneutice. Cine controla textul sacru, controla partidul, deci deținea puterea. Mai precis, în asemenea formațiuni mitocratice ori hierocratice, misele unui cuvânt erau atât de mari încât o dispută interpretativă se putea solda cu plutonul de execuție. În România, cine controla hermeneutica, cine controla interpretările acceptate? Să răspunzi tu un pic la Marius, dacă ești de acord. Poți să încerc să spun și eu pe urmă câteva cuvinte. Da, eu aș fi continuat un pic ideea anterioară și le legăm cumva. Primul text al meu care intră în dosarul Stalin e scris chiar pe 5 martie anul trecut la 60 de ani și vorbește despre acest revizionism. Practic, odată cu moartea lui Stalin se produce și o ruptură epistemică în studiile de sovietologie și așa mai departe. Apar abordări diferite. Vorbim aici de Occident, vorbim de Statele Unite cu precădere, dar și de Europa Occidentală. Odată cu moartea lui Stalin, cred că încep să și cu raportul secret al lui Hrușov, încep să răzbată mult mai tare, să devină mult mai transparente și ororile din spatele totalitarismului de tip stalinist.
Și, mă rog, eu invoc câțiva autori, e doar un pretext pentru o discuție mai largă, vorbesc de Sheila Fitzpatrick, de Stephen Kotkin și așa mai departe. Sunt diferite abordări în sovietologie, de la vârful piramidei totalitare, Sheila Fitzpatrick se orientează mai mult către baza piramidei totalitare. Deci, din acest punct de vedere, este o carte care reproblematizează, iată, la atâtea decenii de la respectivele evenimente, în spațiul românesc, unde încă cred că este nevoie de astfel de discuții, reproblematizează, dacă vreți, structura anatomică a ceea ce a însemnat totalitarismul de tip stalinist. Întrebarea a doua era legată de... Cum se produceau schemele interpretative și cum erau contrate. Cum în jurul unui cuvânt se prăbușesc destine politice. În jurul unei interpretări. De ce contează, de fapt, altfel spus, de ce contează cuvântul așa de mult în istoria comunismului? Păi, cred că este foarte simplu. Cuvintele au consecințe, asta știm amândoi foarte bine. În anumite, totalismul a funcționat din punct de vedere politic sinusoidal. Adică au fost perioade în care să spun așa, menghina ideologică era mai strânsă sau mai relaxată și în funcție și de aceste momente de maxim sau de aparenta calmie, de dezgheț, iată că vorbim despre asta, și cuvintele folosite de unii sau alții dintre hermeneuți puteau avea consecințe nu doar pentru ei personal, în plan personal, pentru destinele lor, cât și pentru producțiile hermeneutice propriu-zise, pentru reinterpretarea cărților sacre, despre care vorbeați la începutul intervenției. Stalin era genial și pentru că deținea adevărul și impunea o anumită interpretare a textelor sacre, între ghilimele. Am cunoscut aceste simptome și în România comunistă, nu neapărat la nivelul, nu neapărat când vorbim de reinterpretarea ideologică, ne gândim și la prima doamna țării, Elena Ceaușescu, care avea aceeași predilecție narcisiacă privind diverse discipline, nu știu, de la chimie, la lingvistică și așa mai departe. Deci, din punctul ăsta de vedere, cred că e o proiecție narcisiacă și inclusiv la Stalin. Eu zice, în consens cu ce a spus Marius mai devreme, aș spune, dacă e să ne gândim la ce aduce nouă această carte și ce a adus nouă, de fapt, dezbaterea dintre noi doi, care a început cu mai mulți colegi, poate e bine să amintim, că în prima fază au scris Ioan Stanomir, Bogdan Cristian Iacob, Alexandru Gusi, Cristian Vasile, pe urmă mai târziu s-a asociat grupului Luminița Marcu, a scris ea însăși, și Adrian Cioflâncă, Doina Jela, care a fost și redactorul de carte la dosarul Stalin. Deci a început ca un proiect colectiv și, de fapt, inițial aveam în gând să facem noi doi, să fim coordonatori, să le strângem pe toate. Și trebuie să mărturisesc că a fost ideea lui Bogdan Iacob, care a spus, măi, devine, este atât de asimetric, deci voi aveți câte 17-18 eseuri acolo, plus un pachet de 40 de pagini, sau cât o fi la început de conversație, și noi apărăm cu cât un articol și ia pomeniți-ne voi frumos pe noi în introducere și faceți cartea voastră și noi vorbim la lansare, ceea ce se va și întâmpla pe luni, pe cât este, 16 iunie. Așa, dar ce aș spune, ce aduce ce nou, cred, nu știu dacă a fost sau nu un proiect deliberat, dar în orice caz, în subtext, în corespondența noastră, apărea. E, cred, prima, dacă nu mă înșel, nu vreau să jignesc pe nimeni, dar este, cred că, prima lucrare în românește, care este simultan o încercare sintetică de sovietologie și marxologie. Cred că e corect. Că avem texte despre Rusia, despre și așa mai departe, dar care să nu urăsc cuvântul comunismologie, nici nu există. Mă rog, au fost unii care au scris, îi respect, dar e un barbarism. Nu, aici este sovietologia aplicată. Marius este îndrăgostit de istoria ideilor, nu mai zic cum mă raportez eu în aceeași disciplină și deci am spus, hai să vedem
Deci cine va căuta aici analize de tip absolut splendid al lui Bezanson recent despre de ce s-a prăbușit și comunismul din punct de vedere economic, nu va găsi că nu ne-am ocupat de chestiunea asta și nu e punctul nostru forte, cinstit vorbind. Dar știu că punctele noastre forte sunt aceste, cum să numim, puncte de acroșa sau puncte nevralgice din istoria intelectuală și, de fapt, ca să ceea ce ar fi în subtext, există o frază faimoasă unui mare critic literar american, Lionel Trilling, răscrucile însângerate când politica și literatura se întâlnesc. Se găsesc aici eseuri despre Mandelstam, eseuri despre Isaac Babel, nu mai știu despre ce avem. Tu ai scris despre Danilo Kiș, literatura ficțională, despre antitotalitară. Despre literatura copiilor, exact. Sau despre, pentru copii, nu? Pentru copii. Din universul stalinist. Deci asta a fost efortul de, e o încercare de a răspunde la DC-ul acestei patologia modernității care a fost comunism. Aș reveni la ce spunea Marius privitor la revoluția epistemică după moartea lui Stalin. A fost numai o revoluție epistemică, a fost și o revoluție, să-i spun între ghilimele, religioasă. A fost, odată cu venirea lui Hrușciov, mumia lui Stalin a fost scoasă din mauzoleu. 61. 5 ani a mai durat după raportul secret. Ce e cu obsesia asta, cu îmbălsămări, cu mumii, cu mauzolee ale liderilor comuniști și Ho Chi Minh și Mao și... Pusese și Dimitrov în Bulgaria. Cred că în Corea de Nord... Absolut, Kim Il-sung și Fius. Și Chavez se punea problema să fie îmbălsămat. De unde vine ideea asta de a face, de a le face conducătorilor mauzoleu, de a le da îmbălsămare? Da, nu doar îmbălsămare, mausoleu, e vorba de o simbolistică specială, cred, aici trebuie să intrăm mult și în antropologie și așa mai departe. Aș trimite la cartea lui Catherine Verdery, Viața politica trupurilor moarte. De multe ori un personaj devine mult mai relevant în contexte succesive ulterioare, mort fiind, și putem să ne aducem aminte chiar recent de ce s-a întâmplat pe Maidan și, mă rog, mai multe orașe din Ucraina cu decapitarea sau, mă rog, coborârea statuilor lui Lenin de pe soclu. Deci sunt cicluri istorice, ele sunt puse la loc, sunt din nou date jos și asta reprezintă cumva, dacă vreți, evoluția psihologică a acestor popoare marcate încă, iată, de rămășițele totalitarismului. De asta fiecare încă bântuie. Dar ei nu vedeau o eternizare a comunismului prin încercarea asta de a eterniza corpurile. Este și în mod evident, este și o dovadă de continuitate, în mod cert, chiar dacă liderii sunt diferiți între ei, chiar dacă anumite linii și direcții politice se schimbă, se acutizează sau din contră devin moderate, este pentru mine cel puțin un semn de continuitate foarte, foarte puternică. Și se întrepretunde foarte bine cu sentimentul ăsta religios, a te duce la mausol, a te duce la mumie sau la moaște sau la ce doriți, la acești sfinți politici, a te duce la ei și procesual, ritualic, a le aduce omagii și în acest fel a confirma de fapt faptul că ești cumva sub autoritatea lor tutelară. Exact, cuvântul cheie aici, cred, în ce a spus Marius, este confirmare, exact cum la catolici e confirmare, exact cum la evrei e bar mitzva, exact cum... Deci este momentul de maturizare în cadrul religiei politice a comunismului, pentru că despre asta vorbim, și la Chavez și la Fidel, deci să vedem ce o să se întâmple în Cuba, dacă o să fie sau nu mumificat Fidel Castro. Presupun că da. Cultul lui Guevara este un cult, imitatio Christi, deci e foarte puternic. Sigur că sunt și lucruri turburătoare acolo, adică momentul ăla, Guevara întins pe masă, este efectiv un Rembrandt. Toată fotografia este construită și așa a fost, deci sunt și ciudățenii. Dar s-a dus o luptă, deci aș aminti un lucru, s-a dus o luptă în conducerea bolșevică ce să se întâmple cu trupul lui Lenin. Și
și soția lui Lenin, Nadejda Krupska, sora lui Lenin, Maria, sora lui Lenin, Ana Ilinichna, chiar fratele său, Dmitri, fratele un pic mai mare, el era cel mai mic și, mă rog, Alexandru fusese executat în 1887, toți s-au opus. Au fost și membrii de pe la Anatolii Lunacearski, că vorbeai deși la Fitzpatrick, e începutul carierei, este în Rusia ca cercetător, a stat în casa fetei lui Lunacearski. Și de aici vine interesul și anumite bias-uri, pentru că a preluat ce a spus familia Lunacearski despre diversi. Deci a devenit ca un copil pentru ei și cine te influențează primul într-o întreagă istorie. Dar, deci au fost oameni care au spus, dom'le, este o nebunie, este opusul întregului raționalism științist care stă la baza marxismului. Noi nu suntem mistici. Un sovietolog, un apărut care, probabil că și Marius și eu avem destule rezerve, Isaac Deutscher însă, a spus un lucru foarte important. Stalinismul este, și aici nu mai e Lenin, din Lenin, dacă cineva m-ar întreba unde e un punct de discontinuitate puternic între Lenin și Stalin, este că sub nicio formă Lenin nu ar fi acceptat, să spunem, mumificarea lui Karl Marx. Oricât de, nici nu i-ar fi trecut prin cap că așa ceva se poate lua în considerație. Lenin aparține, dacă cine citește Hannah Arendt, Men in Dark Times, nu, Oameni în timpuri întunecate, există un capitol acolo în care ea spune, în capitolul despre Rosa Luxemburg, Rosa Luxemburg, Lenin, Kautsky, Bernstein, cine ar fi fost, eu l-aș adăuga pe Gherea, aparțin unui trip centro-european, cosmopolit, deschis, indiferent ce, deci Lenin până în 1906, și sigur avea, el era impregnat cu iluminism, deci din iluminism nu ajungi la mumii, adică totuși este opusul întregii cult al liturgic al mumiei. La Stalin, spunea Isaac Deutscher, este de fapt o combinație între marxism și, spunea el, magie primitivă. Deci este elementul care, dacă vreți, din tragedia marxismului, este, nu sunt primul care o spune, sună ca un poncif, este super platitudine, că nu a fost experimentat mai întâi acolo unde ar fi modelul, presupunea că ar trebui experimentat, adică acolo unde există. Deci manifestul comunist, oricum l-am citit, și Jeff Isaac are dreptate când spune, este un text care nu se opune democrației, se opune liberalismului, categoric, e antiliberal. Și anti-drepturile cetățeanului, așa cum le definește liberalismul burghez, dar este vrea maximum de democrație, nu minimum de democrație. Dar el e presupus, comunismul e presupus a învinge în țări în care liberalismul și-a atins apogeul, nu în țări în care liberalismul nici măcar nu s-a născut. Deci China, Cuba, eu știu, nu mai discutăm Cambodgia, nu mai discutăm chiar România, unde tradiția liberală abia prindea ființă, ce nu în interbelic. Deci este exact. Deci de unde pasiunea asta? Deci odată este că Gramsci în Caietele de închisoare surprinde acest lucru. El vorbește foarte clar de nevoia, el vorbește de cele două niveluri, elitele și masele. E foarte elitist. Antonio Gramsci, spre deosebire de admiratorii săi contemporani, care nu l-au citit, dar îl invocă, era de fapt un filosof politic profund elitist. Deci totul se discută în termen de elite și făcea parte, el se școlise la școala italiană sociologică, la Pareto, Mosca, Michels, el de acolo vine. Și Croce ca filozofie. Deci ăsta este Antonio Gramsci. Și în această viziune foarte elitistă care există la Gramsci este exact opusul și spune superstițiile maselor pot fi utilizate de către elite. Dar elitele nu devin ele însă de superstițioase. Deci stalinismul este de fapt o simplificare hiper-superstițioasă a unor fragmente decontextualizate, cum spunea Marius mai devreme, și recompuse, retopite, cusute din tradiția marxistă. Nu știu cât de mult Marx a citit Stalin, a citit destul, nu vreau să spun, dar Lenin îl citise pe Lenin îl citise foarte atent. Iar la Machiavelli știm cu precizie, am și scris, nu știu că este în volumul acesta, notele lui Stalin despre Machiavelli sunt extrem de interesante. Deci pe Machiavelli l-a citit atent, mă refer la Principe, dar cred că a citit mai mult decât Principele. Aveți un citat foarte bun din veterana militantă Lazurkina, care
a luat cuvântul și a relatat că în anii deportării sale staliniste a păstrat mereu legătura cu Lenin. Îl port întotdeauna pe Ilici în suflet, întotdeauna tovară și chiar în momentele cele mai dificile, singurul lucru care m-a ajutat să rezist a fost că îl aveam pe Ilici în inimă, că mă puteam consulta cu el despre ceea ce trebuia să fac. Aplauze. M-am consultat cu Ilici ieri. Era ca și cum ar fi fost viu. Stătea în fața mea și mi-a spus, este neplăcut pentru mine să mă aflu lângă Stalin. Să amintim, mulțumesc, Lucian, că ai pomenit acest text și citatul din Dora Abramovna Lazurkina, veterană bolșevică, intrată în Partidul Bolșevic prin 1905-1906, arestată în timpul Marii Terori, deportată și a supraviețuit, cum spuneai, stând de vorbă cu Vladimir Ilici noaptea, deci a supraviețuit simplu, spus, Lenin era mort din 21 ianuarie 1924. Deci a supraviețuit prin spiritism. Deci este altfel, nu, nu? Deci am putea să intitulăm conversația noastră Strigoiul lui Lenin sau ceva, Lenin ca strigoi. Deci tematica strigoilor și în mișcările fasciste și în cele comuniste este extrem de puternică. La Iliade apare puternic. Deci e o temă, hai să zic, fantome, strigoi, nu specialist în domeniu, aici trebuie să ne ajute domnul Ișteanu sau cineva care se ocupă de asemenea apariții stranii. Dar, deci doar așa, Lazurkina a venit, a anunțat, aplauze furtunoase au încheiat luarea ei de cuvânt și s-a publicat hotărârea cu privire la, că știți, atenți la tonul religios, strămutarea rămășițelor pământești care au fi fost cerești, infernale, ale lui Iosif Visarionovici Stalin din mauzoleul lui Vei Lenin în zidul Kremlinului. După care spune hotărârea a doua cu privire la numele mauzoleului Vei Lenin. Mauzoleul Vei Lenin se schimbă din IV Stalin, se schimbă doar în al lui Vei Lenin. Și lupta continuă. Deci în momentul când s-au făcut propuneri recente, în fiecare an, căci mumia lui Lenin tot acolo se află, nu? Și tot cu doi soldați săraci care stau acolo și păzesc și tot cu vizitatori de temiriunde care se duc să vadă, mă rog, chipul pergamentos al vulturului Revoluției și așa mai departe. Iar din punctul de vedere al lui Putin, pentru moment, mauzoleul trebuie să rămână acolo și trupul îmbălsămat al creatorului bolșevismului să fie în continuare acolo. Să nu uităm totuși că Vladimir Putin, am spus-o și o să o repet, este copilul culturii politice a KGB-ului. Iar KGB-ul a fost urmașul a ceea ce s-a numit Comisia Extraordinară de Luptă împotriva Contrarevoluției, pe scurt CECA, care a fost creată la începutul anului 1918 de Lenin. Deci aici este o continuitate, nu e o discontinuitate. Când Putin spune că dispariția URSS a fost cea mai mare catastrofă geopolitică a secolului al XX-lea, nu e un joc, un simplu joc lingvistic. Nu, nu. El o crede sincer. Deci, și acționează în consecință.